colegii prezenți astăzi alături de mine, de la stânga la dreapta, domnul Răzvan Buță, coordonator local organizației Agăiești, doamna Irena Dumitru, domnișoara Irena Dumitru, coordonator organizația de tineret a Pro-România Dâmbovița, domnul George Petrișor Ghenea, reprezentant al Departamentului pentru Agricultură și subsemnata Adriana Vlad, coordonatoarea departamentelor constituite la nivel de Pro-România Dâmbovița. În al doilea rând, mă bucur să vă revăd într-o formulă mai restrânsă decât cea din decembrie, când am avut prima mea intervenție. Lună în care vă vorbeam despre testele și rezultatele PISA și analfabetismul funcțional. În calitate vă vorbeam la momentul respectiv în calitate de reprezentant al Departamentului pentru Educație. La data de astăzi vă vorbesc, cum spuneam, în calitate de coordonator al acestor departamente și sunt astfel în măsură să vă comunic că ne întrunim săptămânal de la momentul constituirii acestor departamente și luăm în discuție diverse teme problematici cu care se confruntă societatea atât la nivel județean cât și la nivel central. La aceste întâlniri săptămânale participă colegii noștri înscriși în departamente. Plaja acestor departamente este una extrem de largă, de la sănătate, educație, apărare, până la politici fiscale, identitate națională și românii de pretutindeni. De ună zi, cu titlul de exemplu vă spun, discutam de exemplu despre liberalizarea programelor naționale de sănătate. Tot de ună zi discutam despre poluarea în municipiul Târgoviște. Asta așa doar cu titlul de exemplu, cum spuneam, referitor la problematicile pe care le luăm în discuție. Astăzi, în schimb, aș dori să vă aduc în atenție, împreună cu colegul meu de la Departamentul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, un aspect legat de programul Tomata Românească 2020 și acordarea ajutorului de minimis pe anul 2020. Din câte înțeleg, acest program a avut loc și în anul 2019 și se vrea a fi continuat și în anul 2020. Dar cred că mai multe vă poate spune domnul Petrișor însuși, pentru că este mai ancorat în aceste realități. Bună ziua încă o dată. La nivel național, consumul de legume mediu anual pe locuitor la noi în țară este undeva la aproximativ 160 de kilograme de legume, din care tomate 38,4, ceea ce reprezintă 24,22%. Statisticile Ministerului Agriculturii, în urma implementării programului Tomata în anul 2018, ne arată că s-a realizat o producție de tomate de 884.751 tone, rezultând o creștere a producției de roșii cu 41% față de anul 2016. În anul 2019, pentru partea a doua a programului de tomate, denumită ciclu 2, au beneficiat de schema de ajutor de minimis un număr de 6.538 de fermieri. Un număr dublu față de primul an în care s-a implementat măsura, anul 2017. La nivel județean, județul Dâmbovița, în anul 2019, în prima parte a programului, a avut un număr de 27 de beneficiari eligibili și la plată. Iar în partea a doua, un număr de 429 de beneficiari. Ceea ce ne situează undeva nici prea sus, nici prea în jos, având în vedere că partea de sud a țării se încadrează undeva la ordinul miilor de beneficiari. Începând din 31 ianuarie 2020, pe site-ul MADR a fost publicată pentru dezbatere publică hotărârea de guvern pentru tomate românești 2020. Am transmis în numele celor 6.538 de beneficiari pentru ciclu 2, trei măsuri am transmis către minister.
În primul rând am inițiat o petiție, întrucât în prima variantă, în varianta propusă spre dezbatere, ciclul 2 nu mai era prevăzut, se dorea implementarea doar pentru partea de început de an, pentru ciclul 1. Am inițiat o petiție prin care mai mulți fermieri de pe tot teritoriul țării au solicitat să fie incluși și aceștia. După care am mai transmis o propunere cu următoarele puncte domnilor secretari de stat. Le-am solicitat să mențină ciclul 2 în hotărârea de guvern, să mențină cuantumul fix al subvenției la suma de 3.000 de euro. Și un aspect foarte important, la inspecțiile tehnice și la verificare, să fie desemnați din partea direcțiilor agricole județene personal calificat, personal cu care noi fermierii să putem colabora și care să înțeleagă fluxul tehnologic dintr-o cultură de tomat, de legume, în speță de tomate. După care am, în urma numeroaselor discuții cu fermierii din toată țara, am mai transmis o a doua propunere, o a doua solicitare de propunere, prin care am cerut din nou am dat curs solicitărilor fermierilor. Tot așa, am cerut cuantumul fix al ajutorului de minis per beneficiar, per suprafață, per an acordat. Am solicitat menținerea pentru ciclul 2. Așa, am în urma problemelor apărute la nivel județean, dar nu numai, și la nivel național, între fermieri și reprezentanții dajurilor, am întărit ideea ca acești inspectori să fie de bună credință și să fie calificați. Nu cum s-a întâmplat la Dâmbovița în anul 2019, au venit și alte persoane fără să aibă o calificare în domeniu. Totodată am mai propus înființarea unei scheme de colaborare cu asistența socială pentru a putea introduce beneficiarii de ajutor social în forța de muncă de care avem nevoie, întrucât, așa cum se știe, la nivel național, forța de muncă este pe cale de dispariție și noi în agricultură avem nevoie de forță de muncă. Am mai propus o idee venită de la fermieri, și anume transformarea sau crearea unui nou program de minimis pentru fermierii care cultivă spațiile protejate pe întreg parcursul anului. Adică se referă la fermierii care înființează mai multe culturi într-un an calendaristic, întrucât aceștia pun în piață, comercializează produse nu doar 3-4 luni dintr-un an în speță o cultură de tomate ciclu 1 sau ciclu 2, ci se ocupă cu cultivarea mai multor legume, nu doar un singur segment. Sperând ca prin această propunere să eliminăm discriminarea față de celelalte tipuri de legume. Ieri, în 12 februarie 2020, în conferința susținută de domnul ministru Adrian Oros, s-au prezentat următoarele modificări, noutăți referitoare la programul Tomat. Termenul de depunere de dosare este până la 15 aprilie, termenul de valorificare al producției este până la 15 iunie 06. Asta înseamnă că nu mai sunt condiționați cei din ciclu 1 să valorifice până la 31 mai. Se mai prelungește 2 săptămâni foarte importante pentru fermieri. S-a instituit un registru de tratamente fitosanitare, ceea ce considerăm că este foarte bine. Noi, de exemplu, la Băleni, de unde vin eu, avem 4 fitofarmacii, iar fiecare dintre acestea are cel puțin 2 persoane cu studii superioare.
Deci la noi, la Dâmbovița, nu s-a pus niciodată problema să comentăm la un control de genul acesta. Am avut o colaborare foarte bună cu Protecția Plantelor Dâmbovița. S-a introdus în documentație, în dosar, o copie după registru agricol. Verificările de specialitate nu mai vor fi făcute la începutul la plantare, rodire și la rodire, ci la rodirea culturii și la începutul recoltării tomatelor, în vederea evaluării producției. Quantumul va fi maxim 3.000 de euro per beneficiar per an. Asta înseamnă că suma alocată de 40 de milioane de euro va fi împărțită beneficiarilor, solicitanților eligibili. Aici considerăm că n-ar fi chiar corect, întrucât la nivel național, pe lângă cei 6.538, mai sunt încă cel puțin 15.000 la ciclu 1. Deci nu știu cum vor împărți banii ăștia. Aici nu prea ne-am mulțumit. Reprezentanții Direcțiilor Agricole și Autorității Naționale Fitosanitare vor fi instruiți ca să meargă în teritoriu, în județele unde sunt mai multe cereri, să facă verificarea și instruirea privind respectarea normelor la utilizarea produselor de protecție a plantelor, să se facă la primăria respectivă. Deci nu vom mai merge noi la direcții, vor veni și la primării, unde sunt cereri multe. Și foarte important, se va cuprinde și ciclul 2 de cultură. Modificarea, ceea ce ne interesează pe noi, cei care cultivăm în a doua parte a anului, sumele aferente ciclului 2 vor fi bugetate prin rectificare bugetară. Acestea fiind spuse, avem și pe lângă conferința care a fost ieri și am urmărit-o cu mare interes, avem și confirmarea domnului ministru că în anul 2020 va fi ciclul 2 pentru tomate. Am discutat cu dânsul și mi-a întărit că va fi ciclul 2. Referitor la propunerea de acordare a unui minimis pentru sprijinirea fermierilor ce cultivă pe tot parcursul anului spațiile